să cânt. Hai să. Bine, că e cam de vreme, mă, stai puțin. 5 oameni, hai, sănătate. Începeți cu... cu bună ziua. Bă, poți să închid geamul ăsta? Hai să ne cine ne spune bună dimineața de unde, sau închide bună ziua, că e 12. Este ora 12, fără 3 minute. Când, băi, să tai sunetul meu, așa-i? Suntem 3 oameni aici în mașină astăzi. Avem pe Ciprian, care ca de fiecare dată e cu covrigul în mână și el poate stânga dreapta înainte, apoi frână accelerație. E colegul și prietenul și colegul de emisiune de retrospectivă Dan Vasiliu, aici în stânga. Salutare, salutare! Salutare și ție! Salutare Andreea! Salutare Mihai! Mai stăm puțin că trebuie să facem niște mici reglaje pe aici, pe acolo și anume în locurile esențiale. Și pe urmă îi dăm drumul. Bună dimineața! Bună ziua, de fapt! Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Emil! Să vedem până ce direcție ne duce Ciprian astăzi. Deja m-am scos, adică am aruncat pe tine tot. Ia, descurcă-te! Du-ne la ștrand pe căldura asta. Azi mergi la umbreluța, boss! Mergem! Mergem la umbreluța! Mihai, mergem la umbreluța, ieși în față, așteaptă lucru trebuie. Că venim. Mai ales că m-am luat cu boss. Da? Trei beri. Și încă 5 pentru Dan Vasiliu. Adică nu o să umă, are nevoie să umple butoiul. Da, 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 da. Băi, o căldură în roman, 30 și cât s-au mâncat azi? S-au mâncat mult. 32, 30 de ani. De grade. De grade. Da. Acum cât arată pe bord? 29. Bordul tău e zgârcit, om. Mai mult. Am stat la umbră, de asta. De asta. Bun, mergem, mergem pe la umbreluță, ci că și pe Mihai Viteazu. Bună ziua, Dumitru. Pe urmă, zic mai tare, dar nu mai pot bre, că răgușesc. Mare grea, tot îmi zice mai tare, mai tare, mai tare. Bun, mergem, încercăm și pe... ci că să mergem la plajă. Da, la ștranda. Dacă sare lumea în bazin, acum? Nu. Ba da, am văzut oameni în bazin la ștranda azi. Am văzut, nu știu dacă se reau în bazin sau se reau în apa din bazin. Și că săracul Mihai ar vrea să ne dea niște beri în fața la umbreluța, dar el în Anglia din 2007, așa că... Îi dăm contul. Dar dăm un cont, da, uite, dacă dăm un cont bancar, poți să trimiți contravaloarea lor 3 beri în contul ăla, că o bem noi și este ta. Alex, ia bună. Da, suntem pe Smirnova. E o întârziere de, cred că, 50 de secunde între ce zic eu și ce auziți voi. Nu-i problem. Și să ne dăm noi în bazin, cu mașină. Să ne dăm la fund. La fundul bazinului. La fundul bazinului, bre, evident. Există stejarul Unirii? Cum să nu există? A trecut. Andreea ne invită în ștrand. Andreea... Eu n-am costumul de cameră? N-am decât kilos de aia care se rupă în călcâi. Fără cameră? Merg cu cameră cu tot sau fără cameră? Așteptăm 50 de secunde. Parcă suntem pe stația spațială internațională, știi? Pui o întrebare. Houston? Păi, dar n-am întrebat, bre, dacă e măritată fata sau nu. Dacă nu e invitat? Zici să mergem în ștrand și vreau să știu dacă cu cameră sau fără. Și imediat e cam măritată. Dar cine a zis? Cine? O video, că el e cu noi tot timpul. Prin bagaj? Nu. Da. Da, doi măgari e. A, de blocuri, că acum... Scuze, ce prost este. Eu mă gândeam bine a făcut omul, doi măgari. Este strada doi măgari, dar nu strada. Nu strada, zona. Zona doi măgari. Am fost ieri pe acolo, parcă, nu? Și tot așa au strigat oamenii pe chat. Doi măgari. Așa e șase. Și acum suntem trei. Acum sunt trei măgari în mașina asta. Elena, nu ne băga în seamă, n-are importanță măritatul sau nemăritatul aici. Discutăm, vorbim ca între prieteni, da? Ca între prieteni... Uite, ajungem la zona umbreluța. A, se găurește. Băi, ce se întâmplă, frate? De ce s-a picat mașini cu... cu Rafael cu ele? Pentru că am făcut un meci frumos cu Albania. De asta? Mai suntem cu Dan, mă, cu Dan Vasiliu, cine vrea să știe. Suntem cu Dan Vasiliu, o mașină prima oară,
L-am luat în, l-am luat cu noi, numai bine ne-a stricat aparatura cu energiile lui Mojo-ului negativ. Da. Și te salută Ovidiu, Gabriel. Salut, salut. Te lăsăm acasă, Dani? Nu. De ce? Mașina sus. Uite, Simona e online. Acum suntem la zona Umbrăluțe. Suntem la Umbrăluțe, da? Că ne-a rugat Mihai să ajungem și pe aici. Nu știu cât o să puteți să vedeți voi. Umbrăluțele sunt acum în stânga, am ajuns noi. Voi să ajungeți mai târziu. Întăria. Mai aici nu era o crâșmă înainte, o restaurant, da, ceva? Da, da. Sus, la etaj. Ha. Acum e întărie. Și un depozit în spate. Prea tare. Bună ziua, sărmâna! Gabriela. Eu când zic, mă, cu live-urile astea și cu trei masculi în mașină, fără nicio implicație erotică sau de altele, ne crește numărul de telespectatoare. Am mai zis, nu, parcă dată, între 18 și 35 de ani au crescut, boom, de când cu live-urile astea, nu mă întrebați de ce. Te-ai calculat? Am zice Facebook chestia asta, a, are revoluție, da? Ai zis de 3. Și că noi să ajungi pe, ajunge pe revoluție? Ajungem. Cu urările de mare atenție să nu vă dispară roatele. Nu, că trecem repede. Că trecem repede. Trecem repede. Hai că ajungem. Salutări, Sicilia, Maria și Claudiu. Mamă, dar oamenii se distanțează parcă din ce în ce mai mult. Sicilia. E mai cald aici decât în Sicilia? 32 de grade la Roman. Cât e să, cât e să Sicilia? 30 aici. Ce, calcă baba, 10 puncte. Ca în Carmageddon. Bă, dar ce, nu știi ce nu-mi place? E o întârziere? Cred că avem un minut întârziere, mă. Da. Nu? Păi abia era să calci tantea aia. Uite. Uite, mă. Da, să vedem. Și vezi tu acolo. Ești tu pe 3G de aia. Am ajuns și la minunatul supermarket Marcel, la fustul abator. Am fost Andrei Albălcescu, 40 de grade în Sicilia? Nu, 39. Jesus, frate. Am fost în Bălcescu. Ajungem la 39 de grade și noi. Da. Aici. În Sicilia nu. În Sicilia nu ajungem, dar în Roma ajungem sigur la 39. Să plătim factura la curent? Bă, chiar am fost când am fost prin Bălcescu. Am trecut inclusiv pe aici, am făcut la dreapta și am mers, pe aici am venit de fapt, prin strada nouă. Strada nouă. Erau câini care rupeau alt câine în mijlocul străzii și o tante care curăța niște pești pe marginea trotuarului. Frumos. Băi, o țelă de cenzură, vă rog. Serios, că mai sunt și oameni care... Da, Sofia Vicoveanca nu se ascultă în mașina asta. Noi ascultăm Kiss FM. Dacă punem Sofia Vicoveanca, nu ne mai dă voie Facebook-ul să ridicăm clipul cu urmă. Că se supără cu drepturile de autor. Și zis Anca, săruna, 18 grade, frate, la Londra. A, ce bine. La Londra, 18 grade. Ploaie, umezeală, ceață, vreme închisă, gri. Și bere. La ce să te bine? La 18 grade mai bine și bere? Pe ceai? De-aia beau oamenii ai ceai. Mă gândesc la căldura de aici. Căldura mare de tot aici. Da, pentru România, da. 32 de grade, bere. Sicilia, 40 de grade, bere. Londra, 18 grade, ceai. Ceai. Ceai și vin cu țeteam, o aspirină cu... Manchester, 14 chiar. Și ai la ora 5. Am ajuns cu aia de la Portenești. Uite ce frumos. Da, mă, uite ce stradă am ajuns. Voi n-ați ajuns. Pe primăverii. Asta e primăverii? Da. Când vin ăștia de la apa să o spargă și să pună pe mare? Unde e chiar? Bravo, Murbre! Fain. Mă, asta e varianta aia pe care au inaugurat-o ăștia? Nu. Asta e strada primăverii și a fost o perioadă în lucru. Și uite, acum e cu bandă pentru bicicliști sau bandă pentru tras pe dreapta? Băi, nu pare a fi pentru bicicliști. Da, băi, pentru bicicliști. Opa! Opa! De-aia parchează toți pe ea. Da, îi doare la pasă. Amendă! M-au parcat în fața căsuții. Și banda pentru bicicliști se termină în Tomberon.
A, uite, ești oprit. Pang. Da. Și mergi partea cealaltă și te întorci. Dar puteau măcar să facă tăcere de pieton la finalul pistei pentru bicicliști, ca să poți traversa în condiții de siguranță. Da, dar e bine și așa. Au asfaltat unele străzi. Hai ca să lămurim că mai știi citeți de ce înseamnă că v-aș calificați. Au mai asfaltat și străzi. Da. Aici e zona în dreapta fostului CAP. CAP? Da, CAP-ul roman. Așa se cheamă. Câți ani ai, bre? Deci 100 de Cretacic. Pe aici veneam eu la furat de cireșe, când eram mic. Ai fost nu, și mic? Aici mi-am luat bătaie. Ai fost și mic? Da. Aici mi-am luat bătaie. Ce bătaie crâncele mi-am luat odată? Pe vremea aia... Nu știu de ce mi-am luat bătaie pe aici. Dar ai la de-a dealul mărului, mersi. La dealul mărului n-avem nev. Bă, dar asta e varianta aia de inaugurat-o? Nu. Nici asta? Nu. Varianta de inaugurat e puțin mai încolo, spre Luțca. Eu habar... Aaa! Spre depozitul de fier vechi. Ok. Nu știu. În stânga ajungi la cel salit și ieși în E85, în dreapta ieși în cartierul Bălcescu, aproape de podul spre Gâdinți. Și asta din dreapta ce-i speclă? Nu, fără soarele. Hai serios, vreau să fie fără soarele. Ăsta-i porumb și ăla era fără soarele. Sper să nu mă înșel. Da, voiau să facă chestia aia pe sensul săgeratorului, să pără nu știu ce naiba, troiță. Au tine. O să pună. Și crezi că era de pe dreapta. Aș râde cu, înțelegi, chiar să fie radar pe aici pe undeva, adică oamenii chiar știu mai bine decât noi. Că nu mi-am mai pornit oanțele. Ca să vedem. Am văzut un câine pe dreapta, se pune pe radar? Nu. Da? De la sare la roți. Din prima. Dar mergem spre Luțca? Spre Ocolitoarea Vest. Ocolitoarea, mergem acolo? Ocolitoarea Vest. Da, tot ai pomenit-o. Ne rugase careva să ajungem și pe acolo, nu? Să vedem cum arată. Bă, deci dacă nu sunteți prin zona sau aveți intenția să veniți prin Roman, pregătiți-vă pentru grătare și pentru călduri mari. Cu condiția să veniți în zona asta a României, că în alte părți și că plouă de rupe și oamenii în continuare mor pe stradă înnecați. Da? Noi ar trebui să fim... Unde mergem? Mergem la spre Rusa, spre Cultura. O să vedeți un semn acuș care să vă spună unde mergem. Deja am ieșit în oraș. S-ar putea să pierdem semnalul, da? S-ar putea. Zum! Facem imediat stânga. Și că mergem la centuriste? Nu sunt aici. Dar de unde știi? Dar de unde știi, da. Păi am circulat. Ai făcut o research în unele științei pentru un articol? Da, nu știu. Știu că era la intersecția... Top calea ferată. La intersecția... de pe centura Est. Aha. Este... Adică sunt la lucru acolo. Da? Cât? Da. Câte sunt? Cât costă? Băi, e 50 de lei, ce că... Dar de unde? Băi, dar ce multe detalii știi! Ce alunița are una din ele, ia zi. N-am fost atent, cât din mașină am văzut. Era întuneric. Nu era întuneric. Da, ne auziți în reloare pentru că ne-am cam îndepărtat de oraș. S-ar putea să avem mici probleme cu transmisiunea, dar aveți... ...care un jurnalist informat. Da? Da. Încerc. S-a dus. La mine s-a dus. Deci până aici avem acoperire. Nu trebuia să te oprești la trecea de nivel pe aleferatul ăsta, sigur. Am așa, avea să zic și eu. Că era stop, da. Zic, n-are nici centură. Noi nu dăm exemple. Că nu suntem profesori, există profesori de circulație rutieră, există instructori, noi ar trebui să dă exemple. Uite mă, grâul e gata. Noi de dat foc, da. Ce mișto. Și-a revenit, a? Nu și-a revenit, s-a dus.
ne-am departat prea... Nu mai aveți să rămâneți pe fază, indiferent ce se întâmplă, da? Păcașul de chimia în stânga, să ne-a frumos de aici. Nu o să ne fac tare. Da. Poate șerii de la... Da. Da. Sunt închis. Nu trebuia să iei pe aici, da? Da. Asta e. Acum ai văzut cum măcar și care e raza de acțiune. Păi uite, și că am ținut foarte bine. Ca să nu întârziere cu 3 minute ieri. Nu știu. Uite băi, zice că suntem live now în momentul ăsta, bre. Da? Da, bă, uite, mă uit la video. Și se vede stația de sortare Cordun? Nu, ei văd doar șoseaua. Păi, la asta. Mă refer că în zare, pe stânga, s-a încheiat. Să fie stația de sortare. Închid eu leac geamul, bre. De ce? A, fâlfâie vântul? Ni se fâlfâie în microfon? Dacă e nevoie, poți să deschid o mine, nu-i ca să nu bată exact în microfon. Aia e. A ieșit geamul cu limba scoasă pe geam. Suntem pe drumul cel bun? Sunt da, semnalul? Da, uite. Nu știu exact care e întârzierea. Dacă se vede în stânga, e o întârziere. Ce este aici în stânga? Ce vedem? Stația de sortare. A ce? A deșeurilor. Ăsta e? Da, fine, stă închisă. Ai nefolosită? Da. Nu mai e. Hai să vezi și camioane și... Da să mă uit. Uite bă că mă uit eu la video. Da să mă uit. Păi nu te uiți la live. Tu te uiți să nu mă uit la live dacă începe live. Ne apropiem de... Salutare, Daniel. Să dai tu puțin înapoi. Uite, se vede acum în stânga stația. Da, ei o văd în stânga. Da. Uite cum stau toate astea, puberile astea în soare, al doilea an sau al treilea an. Deci da? Ce? Da, mă, este, merge. Nu, stai că dacă e nevoie, tragem undeva pe dreapta și să rezolvi și tu. La tine e pe vizualizare, nu? Ești în previzualizare? Păi și uite, și tabul ăla și te întorci. Capetele de camioane. Dai pe advance și te întorci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zici că s-a închis. Bă, mie zice că e live în continuare. Scopul transmisiunii este să vedeți ce s-a mai făcut prin Roman, domnule, și să nu mai merge gata de ce. Deci eu îl văd live în continuare. Hai să vedem acum. Nu, 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 dacă e problemă e de la netul nostru. Hai că încercăm să vedem undeva ce se poate rezolva. Mie îmi zice că în continuare este live. Da, vedem. De unde am trecut, adică, da. Nu, e netul nostru, că suntem cu wireless. Scopul transmisiunii este să ne auziți pe noi cum batem câmpii, să vedeți ce mai e cu Romanul. Pe ce câmpii? Pe ce câmpii mai batem noi. Numai că am ieșit din oraș. Suntem tot în zona Romanului. Pe strada Plopilor, în acel sanit. Da? Ieșim pe Europeana imediat. Aici în stânga. Bă, ăștia nu-s traseiști, clar. Salut! Să mor dacă... Am murit! Băieții, ne urmăresc pe telefon! Ha, și ne așteptam cu o bere. Dăm înapoi. Și ne văd la, și acum? Cred! Cum să mă-ți placă? Abia acum avem o problemă. Merge treaba! Merge, merge! Salutare! Ce facem, mă, ne-ntoarcem? Să vedem... Chef, totul bine. Cum să nu-ți placă oamenii? Ei văzut acum? S-au văzut? Oh, da, uite-i. Salutare, salutare. Bun, acum încercăm să ieșim pe Europeana, da? Facem la stânga. Data viitoare când venim aici o să iei sensul giratoriu. Încă o dată vă spun că, dat fiind că Ciprian, el se ocupă de aparatură, de echipament, dar în timpul ăsta se ocupă și de condus la stânga, la dreapta, înainte, înapoi, ca bărgherul din Sevilla. Încercați să dați voi share la clipul ăsta, dacă vi se mai meargă live-ul. Bacă-te!
Ca să vedem și noi cât ne ține banda asta, cât putem să... Da, ăsta e 85-ul. La dracu de greu de intrat, ați văzut că ne-a luat ceva timp să intrăm pe europeană. Când o să se facă sensul ăla giratoriu, intrarea pe europeană se va face mai rapid. Camionul care merge să aprovizioneze la Dedeman. Da, sensul giratorului de la Dedeman încă n-a început. Abia în stat de proiect, abia s-a primit terenul necesar. Urmează să se lucreze și la sensul ăsta giratorului. Hai să nu fim răutăcioși gratuit. Da, în campania electorală din toamnă va fi gata. Ce proiect? Nu, sensul giratoriu. Ok. Unde mai mergem? Dom'le, întrebai, m-am prins că de-aia tu întrebi, noi răspundem, noi întrebăm, voi răspundeți și avem o discuție foarte prietenească, nu? Dar mă bucur că și-a revenit clipul. Atenție că ne apropiem de calea ferată, tutum. Aici trebuie să mergem foarte încet pentru că e ciuruită rău de tot. Uite ce ciuruită e, Ciprian. Dar bucata aia de polovan nu era acolo tura trecută. Da, iese din pământ. Serios? Da, e bucata ruptă de beton. E un, cum se cheamă? Moaște. Moaștele ies. Băi, tot ne rog, Andreea, să ducem pe alea Revoluție, mă, și Mihai Viteazul. Băi, deci locul ăsta când o să se facă, porcăria asta de... Să pună la un podeț ceva, știi? De ăla, cum se cheamă, ca în... Pasaj subteran. Tu nu vezi nimic? Trebuia un pasaj subteran. Vrei să tragem ceva în dreapta? Martir Cloșca. Am trecut prin Martir Cloșca, da? Intersecția cu Primăverii. Ah. Da, e ok. E ok, da? Pe stânga am trecut de fabrica de lapte praf, care e făcută praf. Și la Strand, din nou. Da, băi, vreau să văd apa, să văd cum se bălăcește lumea. Sigur, apa. Dar nu uite de apă, vrei tu să vezi, da. La ora asta, astăzi, copiii sunt la școală, studenții sunt în sesiune. Piața Republicii, care e Piața Republicii? De pe Cadena Tudoroiu. Nu, pardon. Piața mică, nu? Piața... nu. Piața Republicii. De Liceul 2 la Vale. Liceul 2 la Vale? Da, da, da. Deci, unde ajungem din astea? Mihai, uite, aici în stânga e TRV-ul. Mă, ei nu văd în stânga, mă. Știu, dar eu le spun ce este stânga-dreapta, ca să... Stânga-dreapta e europeană, dar în dreapta avem gara. Avem calea ferată, calea în dreapta, grana. În stânga, acum... halele IMR-ului. Ne apropiem de intersecția de la gară. A văzut, mă, ce glumă bună? Au dat? Băi, mie îmi plăcut toată niște idei faine, știi? Și cum nu mă laudă nimeni, mă laud singur. Ai văzut ce glumă bună am pus pe Facebook? Și că ăștia au intrat în țară, echipa națională de fotbal a intrat în țară la ora 3, dar ei seara și încearcă să intre de la 10:40 și numai că n-au nimerit poarta. Bă, sunt atât deștept, bă. Îți vine să te iei creierul și să ți-l pup. Să mi-l pup? Creierul meu e atât de sexy. Băi, care m-ați păcălit că erau traseiste pe acolo? Dar n-am fost. Nu se iau manele, vrei, nu se aude manele în mașina asta niciodată. Nu se aude așa ceva. Dom'le, zgomotul de fond e că suntem la europeană. Eram la europeană, acum nu mai suntem. Deci nu s-a auzit nimic din gluma aia pe care am făcut-o eu? Băi, știi cum e? Odată fac și eu o glumă bună, ce dracu este asta? Asta e tot de viață. Odată fac și eu o glumă bună și atunci nu se aude nimic. Dumnezeu mă urăște. Bun, știu că e târzie ora, că na, aici în România e miezul zilei, dar ce planuri aveți pe azi? Munci, munci, munci. Da. Aia cu poarta, bre, dacă ai auzit-o e bine. Glumă bună. Hai, laudă-mă. Liliana, să rămână, bine ai venit. Să mai spun că în stânga e cimitirul, în dreapta stadionul. Dar se vede cimitirul în stânga. Da? Da. Băi, deci aici lucrează ăștia acum, nu? Stadionul Nehoiu. Da. La ăsta se lucrează acum, că întrebase cineva zilele trecute dacă se mai lucrează la stadion. La Nehoiu, da, știu sigur că se... Era o glumă, știu că nu mă urăște nimeni. E un mod de a zice că atunci când nu-ți merge bine, cineva... Au.
școala gimnazială Calistrat Hoga, școala 8. E școală? Da, școală. Eu mi-aduc aminte de erau crâșmă pe aici, școală, nu prea mi-aduc crâșmă. Tu ți-am aduc aminte numai de crâșmă. Da, dar acolo am... Da, fiecare cu repelul lui. Tinerit. Trăit. Uite, mama ta era rezidență, ăsta e de care ziceai tu. Că nu putem intra. Că hai la vale să văd, dar care-i casa aia de la vale? Că habar n-am. Ce înseamnă la vale? Uite, am ajuns în cartier. Oba. A căzut ceva. Ma, au s-o ăla cade de fiecare dată. Aha. Am ajuns în cartier. Da. Deci, Ovidiu, suntem un fel de frați de bătaie noi, da? Asta e zona în care ne-am luat-o. Deci, asta ar fi o parte din cartier, dar am avut un prieten pe aici. Când eram mic, îl chema Napalm, îi spuneam. Napalm? Napalm, de la Napalm Death, că era fan. Nu e așa de vechi, adică au rămas clădirele, na, mai departe ține și de asociațiile de proprietari și de proprietari. Da, uite, nu, să vine nimeni să le facă. Care arăta nașpa, acum în exterior arată mai bine, nu știu interior. Da, nu știu nici eu cum arată. Da, acum o să vă aduc centrala tehnică, garsonieri, bloc de garsonieri în dreapta, uite, în dreapta iarăși. Aoleu, dar asta arată ca un ghetou, mă. Și uite, aici era centrală termică și acum e spălătorie auto și crâșmă. Foarte așa, tare. Ai văzut omul la butul gol? Da, se practică în zonă, da? Spălătorie auto. Service auto. Da, e de mult. Bă, da, mișto. A, și aici au asfaltat ei, nu? Adică ăștia cu service. Nu, e, nu. Dar nu știu a cui e clădirea, cine o are, cine are afacerea. Și că undeva e... Andreea, ești în urmă tare cu comentariile, așa că nu știu anume unde. A, a blocul 11B. Nu mai cunosc. Nu știu. Nu știu, dacă știi Ciprian. Nu cred că știi, mașina din față, de oraș, că nu-i poștaș. Lasă să urce, că să ăștia cu șantierile. Nu cred că știe ce vrea să facă. Nu știe. A vrea să parcheze aici, săracul. Băi, da... Aaa! Că face stânga, pe unde frate să facem stânga? Păi stânga ca să ieșim pe Mihai Viteazul. Numai stânga putem. Să poate și dreapta. Și un muncitor. Pe dreapta ieșim pe Martir Cloșca. Andreea, trebuia să, dar nu știu, ești acasă, trebuia să ieși la geam și să ne faci din mână. Am avut mai devreme două persoane care ne-au văzut, ne-au făcut din mână și ne urmăreau pe telefon în același timp. Cum să nu-ți placă chestiile astea? Băi, dar noi, ca să avem sunetul bun, stăm cu geamurile închise, că ne-a zis că e zgomot de fond și murim, frate, și surorilor. Au, și aici ce la dreapta? Ce la dreapta? Unde dacă pe Mihai Viteazu ajungem și să intrăm pe alte... Asta e Mihai Viteazu? Păi n-am fost pe aici? Nu, am ieșit pe primăvere. N-am văzut porci pe nicăieri prin zona. Biserica Sfântul Dumitru era în dreapta. De aici nu era un cămin de orfelinat, ceva? Era, acum e spitalul de psihiatrie, nu? Da. Hei, în Spania. Ciprian, da? Tu știi, spitalul de psihiatrie, da, nu? Da, știu unde îi. E pe dreapta, pe Nanu. Facem dreapta, uite, asta e Nanu? Cred că da. Sfântul Ion. Cum Sfântul Ion? Băi, da, ce se duce, mă, sună tot. Ion Nanu. Bă, biserica Sfântul Ion, presupun. No. Din Londra, din Spania, din... Frate, dar de unde mai sunteți? Bianca? Oh, din Londra. Bine faci că ne urmărești. Biserica Sfântul Dumitru e aici, în cartier. Ce, ați ajuns la nebun, poate să spuneam sau acolo. Mulțumesc! Sfântul Nicolae, spitalul. Opresc? Nu, las, nu se oprești. Păi dacă mă lași pe mine aici, nu mai are ce să vă citească, mă, ce zic oamenii pe net. Da, știm și noi să citim. Băi, putem să folosim alt nume la spitalul ăla? Că nu-mi place. Când lucram în radio, am avut o discuție la un moment dat cu doctorițele de la... Copiii care desenează. De la Gâdinți.
și m-au rugat să nu mai folosesc niciodată chestia asta, să zic spitalul de nebuni. Hai să fim serioși. Da, psihiatrie. Casa lui Neamț. Unde e casa lui Neamț? Asta? Ai zis să nu mai folosim spitalul de nebuni. No? Din Anglia, bună ziua Vasile și Mirela. Nu știu care din voi e în spatele monitorului, eu vă salut pe amândoi preventiv. Am fost pe la Umbreluța Remus, de acolo venim, cam târziu. De fapt, am și anunțat târziu la Imus. Roma! Ho-ho! E Andreea. Uitați pista de bicicliști blocată. Nu am mai fost pe aici? Ba da, ba da. La ce să-ți răspundem, Cosmin? Să încerc, nu văd ce e întrebat. Eu aș răspunde, București, ok. Păi fii atent. La ce? Tu întreabă că noi îți răspundem. Îți răspuzicem cu plăcere din Roman, Liverpool. Eduard. Mi s-a încălzit tableta, mă. Da. Care claxonezi? Ei, mai claxonează când treci câte o căprioară. Da. Zona abatorului am ajuns și pe acolo, am fost puțin mai devreme. Da. Mariana. Pare rău. Mariana de unde? De pe net. Da, e pe pagina. Încă o dată vă spun, intrați pe pagina noastră, pe Roman24 online, pe Facebook, dați acolo, eu știu ce trebuie să dați, subscribe, nu, pe Facebook, nu, like, follow, ceva, dați așa. Și avem un album întreg cu Roman în imagini. Trebuie să fie, cred că vreo 10 clipuri până acum luate, nu? Și din parc și din fine, diverse zone ale Romanului, în caz că vă e sete de Roman și nu știți cum să vă ostuiți. Da. Da. Veți acolo imagini cu Romanul în imagini. Să vă ustoiască setea. Să vă ustoiască setea și de Roman. Și dorul de Roman. De ce tatea că de bere încă n-ați zis niciunul că trimiteți, da? Da, lasă, noi problemă, noi ținem minte. Data viitoare facem un grătar. Frate, facem un grătar și îl dăm live. Cu muzică de aia, fete care se joace pe masă, înțelegi? Mici, beri. Băi, lemnul pentru foc îl aduc. E frumos. Canal? Nu, Romanul. Da. E mai frumos decât era când am plecat eu din el. Bă, ar fi fost culmea să nu evolueze. Ci că hai pe la LPS să vadă dacă închiulește careva. Trebuie să intrăm în clasă, să vedem că bă, ăștia mătură sensul giratoriu, serios? Da, mă, spațiu verde, uite. Băi, lumea muncește, nu stă ca tine. Pe nu așa. Când v-am ajuns să măturăm iarba. Dă-i cu aspiratorul pe gazon. Ați trecut de LPS, dar n-am ajuns azi pe acolo. Nu am ajuns în zonă, n-am fost pe tine. Nu astăzi, am fost altă dată pe acolo. Nina. Înțelegeți cu toții, nu? Că nu putem face toate străduțele din Roman. Una, și benzina asta costă niște bani și doi, stăm la 37 de grade în mașină. 32 de grade în mașină, trei oameni grași, care nu e cea mai plăcută companie chiar în momentul ăsta. Grași, transpirați. Ceva, și unul care vorbește, da? Unul care vorbește în continuu. Ha? Dar nu spun eu că ești gras, poate nu merge cu gras. Aha. Nu ești suficient de înalt pentru cât ești. Da. Ești mai rotund decât înalt. Da. Ba, avem aer condiționat, dar... N-avem. Nu funcționează decât în față. Nu. Gata, ne întoarcem la sediu? Da. Eu nu pot... Fac și încheierea? Da. Vă mulțumesc tuturor dragilor pentru că ați fost și astăzi la plimbare prin Roman cu noi. În câteva zeci de secunde vom ajunge înapoi la sediu și o să trebuiască să punem punct încă unei transmisiuni din mașină. În speranța că v-am... Mă opresc pe locuri interzise, da. În speranța... Da, asta e mașină de bani, mă, n-au un leu să plătească parcarea. Dar mai fost, da... Păi are, că doamna doctor de dinți. E.
Deci, mă, nu are oamenii și cu bani, o benzinărie? Deci oamenii are cu bani, cu mașini, nu ia, meseriașii, nu ia, opresc fie pe locul de handicapați, fie pe locul și nu de se, și nu se cheamă Lucoel. Nu. Nu. Deci, încă o dată, vă zic că ajungem la capăt, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Mă bucur că ați ajuns la 78 de oameni acum la final. Interesant ar fi să fie filmare, zic eu. Acum să ne confirme sau nu cei care sunt online și la momentul online sau urmăresc după aceea, da, înregistrarea. Dacă n-ar fi interesant să fie montată camera și spre trotuar, să mai vedem fețe cunoscute, să salutăm pe cei de pe stradă. Da, gândim și varianta asta. Noi variante gândim, încercăm să vă mulțumim pe toți. Haide toate bune, sănătate, cu plăcere tuturor celor care ne-au spus mulțumim. Nu mai e nevoie să ne spuneți mulțumesc, oricum nu vă pot răspunde tuturor personal. Rămâne să ne vedem data viitoare la altă transmisiune live din mașină. Până atunci, care fiecare dată, în numele echipei Roman24, toate bune! La revedere! Super, frate!